Bună seara! Cum reușiți voi să comentați fără să vedeți meciul? Noi am dat meciul cu ochii pe dumneavoastră să vedeți cum v-ați ducat complet. Deci știați că eu cumpăr. M-a plăcut, nu s-a terminat, dar până acum... Dar cu cine a ținut în primul? Nu pot să comentez dacă nu s-a terminat meciul. Așa că veniți mâine. Veniți mâine. Să ne ziceți unde. Am zis domnul Lucescu, dar cu cine a ținut azi? Că era Dinamo și cu domnul Renic pe banca cealaltă. Măi, copii, nu pot să spun că am ținut cu cineva, pentru că mi-e încă greu să devin din antrenor suporter sau fan, sau eu știu cum îl botez numele. Deci, încă sunt într-o situație în care doar apreciez ceea ce se întâmplă pe teren. Mai mult decât Dinamo. Dinamo e pe drumul cel bun? Dinamo a schimbat mult față de toamnă. Sigur, sunt și jucători cu multă experiență în teren, foarte puțini români și asta mă doare, dar cei care sunt în teren în moment de față își fac datoria și eu sper că dacă vor continua în felul acesta să reușească să salveze. Da, se pare că se vor salva în retrogradare direct în ritmul ăsta, adică pare că scapă de baraj Dinamo, nu? Adică au toate șansele, acum joacă și... Dar bineînțeles, nu e simplu, pentru că și celelalte vor lupta să scape de retrogradare și mai ales Dinamo joacă 5 meciuri afară, 4 acasă. Nu e, dar ce mă dă speranță este prezența lângă echipa unui antrenor cu multă experiență. Zelico e un bun antrenor. Pare că a fost alegerea corectă. A fost alegerea corectă, e un profesionist, muncitor. O destulă experiență, vorbește și limba engleză, deși poate comunica cu jucătorii.